Niki, felicitări cu această victorie, cu meciul de astăzi. Părerea ta cum a fost meciul, cum ți-au părut adversarii? În primul rând mulțumesc. Vreau să felicit echipa că cu prima victorie în acest sezon. A fost un meci foarte greu, am luptat. Sunt fericit că am marcat două goluri și sunt bucuros că am obținut acele trei puncte. Este după accidentare, cum ți-a fost mai greu, mai ușor să revii și să intri în ritmul jocului? Da, am avut o accidentare foarte grea. Coechiperii m-au ajutat, stafful tehnic, medicii și am revenit cu bine pe teren. Ai crezut de la startul meciului că o să marchez două? Am ieșit la meci, nu eram sigur că o să marchez, eram concentrat ca echipa să câștige. Ce părere ai de adversar Dinamo Auto, că mai avem să jucăm cu ei în cupă? O echipă foarte bună, cu jucători foarte experimentați, au văzut, au marcat un gol superb. Astăzi noi am arătat caracter și noi am câștigat. Cum crezi, meciul din cupă de pe 9 mai, cu ce se va diferența de meciul de astăzi? Nu știu, în primul rând terenul aici cu al nostru diferă. Tot, cred că cine va arăta un caracter mai bun, acel va câștiga.